Another day, another slay, sau cum era vorba aia. Mă îndrept spre corporație, pentru că și astăzi mă duc la birou. Și de data asta am venit cu tramvaiul. Fix 5 minute fac cu tramvaiul. Andrei nu e fan. Mers cu tramvaiul, așa că ieri am fost pe jos. Mi-am luat și eu outfit de vineri și am senzația că sunt pijamale. Întâlnește. Asta este outfit-ul, dacă tot sunt în ieri. Și asta este capăt operatoare, mă întâmplă ce cum a ieșit. Ce faci tu? Felix, hai! Tu, frumoșică, tu! Ratonica! Ratonica! Opa! Să înceapă perioada apusurilor superbe. De primăvară, vară, toamnă, superb arată cerul. Eu am ajuns mai devreme acasă de la lucru și am găsit casa squeaky clean pentru că Andrei a lucrat astăzi de acasă și mă sunase când am plecat de la lucru să-mi zică că el iese cu bicicleta și mi-a zis că m-a mai făcut curat prin casă. Și că o văd eu când ajung acasă și o strâns inclusiv hainele pe care le-am lăsat eu pe uscător afară pe balcon de cel puțin o săptămână. Le-o împăturit aici frumos și hai să vă arăt și în bucătărie cât de squeaky clean e. Un mic șoc. Acolo sunt colete pe care le-am primit eu ieri. Aici încercat să adune toate lucrurile care erau pe blat, le-o pus aici și cel mai probabil că mi l-a lăsat mie să le analizez și să le organizez la locul lor. Bustiera cu siguranță stă aici tocmai pentru că nu știa unde să mi-o pună. Dar în rest arată super bine. Sper să rămână această curățenie. Și eu mai stau un pic și mă duc cu vecina mea după mama chet sălbatică, după minții, să o externăm. Și vorbisem aseară cu vecina mea și a zis că poate să o țină ea, ca să nu o ținem internată la clinică. A zis că o să o mai țină ea peste noapte și eventual să o repunem în teritoriu mâine sau poimâine. Dar cert este că în seara asta mergem după ea și urmă când ajung acasă să văd dacă mergem la sală sau nu. Andrei v-a zis să ieșit cu bicicleta, e oricum superb afară, e o primăvară pe cinste și ar trebui să mă organizez să pun rufele astea strânse la locul lor. Dar eu am altă dilemă acum, pentru că am venit acasă și mi-am scos toate lucrurile din ghiozdan și mi-am dat seama că nu am încărcătorul de la laptop. L-am uitat la birou încă de ieri. De fapt, nu l-am uitat. Eu aveam senzația că nu l-am scos din ghiozdan ieri când am fost la birou și aparent l-am scos, l-am pus acolo și când am plecat nu m-am mai gândit că ăla este încărcătorul meu și că ar trebui să-l iau. L-am lăsat acolo și astăzi era un încărcător acolo pe biroul la care am stat și acum când am ajuns acasă să-mi scot lucrurile, mi-am dat seama că nu am încărcător. Super! O să... Nu știu dacă să dau o fugă până la birou sau să mă descurc până miercuri când o să
merg din nou, dar asta este mica situație, dar o să mă descurc. Mă duc să mai fac niște poze la apusul ăsta superb. Duminică la piață este super aglomerat, aparent nu sunt locuri în parcare și este un mic haos. Este și târziu pentru că s-a schimbat și ora și m-am trezit la un moment dat la 8 jumate și am zis că doar nu m-am trezit la 8 jumate, dar de fapt era 9 jumate și acum e 12. Am zis să vin până în piață să cumpăr flori și câte una alta. Și pe urmă trebuie să fug acasă, să las cumpărăturile și mă duc la un eveniment. Deci sunt un pic pe fugă și adevărul e că nu mă așteptam să fie așa ultra aglomerat. Sper să nu dureze o veșnicie până găsesc loc de parcare. Poate era mai bine să mă duc direct la veranda. Am venit să cumpăr flori, urma de toate. Am ajuns acasă și poate am exagerat un pic cu florile. Eu am plecat de acasă cu 100 de lei și am zis că mă încadrez în banii ăștia să fac cumpărăturile în piață, să-mi iau și flori. Și pe urmă m-am uitat în portofel și am mai găsit 100 de lei, așa că am zis să îmi fac de cap. Bine că am multe vaze, mă pun să le pun frumos prin casă, să le aranjez, dar sunt superbe. Ia uite ce frumos arată. Acum trebuie să mă gândesc pe unde le pun, pe unde le împart. Pe ăsta o să-l duc în dormitor. Lalele astea s-au plăștit. Am luat flori din locuri diferite. Pe astea le-am luat de la prietena mea de acolo, de unde mă duc mereu să iau flori și narcisele. Pe astea le-am luat de acolo din spate cumva, unde sunt tarabe din astea cu flori, cu articole de pescuit și așa mai departe. De acolo am luat frezile, la fel și zambilele. Și pe astea le-am luat de undeva de la mijlocul pieței și sper să-și revină. Am pus apă și am pus și gheață, iar astea sunt niște lalele pe care le-am luat ieri de la metro când am venit spre casă. Și hai să facem la și eu un haul de la obor. Asta e tot ce am luat. M-am mișcat destul de repede. I-am luat lui Andrei kebab de la ferma Baciu. El m-a rugat să iau frigărui, doar când mai existau, așa că am luat kebab care să și-l facă la OptiGrill. Am intrat și la Sergiana și am luat un pateu din ăsta și salam angus. Am luat niște roșii, niște castraveți românești de seră, 20 de lei kilogram am dat, 15 lei pe 6 castraveți. Șocant. Am luat niște căpșune pe care o să le spăl acum în apă cu oțet să se păstreze mai bine. Eu va trebui să plec imediat și nu am timp să mă pun să fac așa un platou tradițional delicios, dar poate mănânc diseară. Am luat ridic, am luat ceapă pe care am pus-o într-un pahar cu apă, am luat niște cartofi noi, am luat pâine din asta de covasna, care este super, super bună. Și ce am mai luat? Și am luat brânză de Sibiu, am luat niște telemea de oi, am luat urdă din aia de oaie, super, mega dulce, proaspătă, excelent. Și niște burduf de munte. Și cam astea sunt cumpărăturile. Bun, mă pun să le mai strâng puțin și să
trebuie să plec. Bun, am ajuns la locație. Este o locație fancy, la Kong Herăstrău, mai exact. Și are loc un eveniment la care am primit invitație de la fetele de la Cluj, de la BBM Cluj. Și mă bucur în primul rând să le revăd. Și am căutat un pic că parcarea este full, dar până la urmă am găsit. Parchez aici. Mă rog, plătesc pe am parcat, nici măcar nu știu dacă am parcat bine sau nu. Ideea este că e full și oricum sunt mașini parcate aiurea. Eu măcar sunt încadrată într-o pătrățică din asta, cum nu știu dacă e pentru locul din spate sau nu, dar măcar m-am descurcat. Uite, am plătit 12 lei. Bun, hai să mergem la eveniment, să vedem ce și cum. Și ne mai vedem apoi. Trebuie să ajung și până la promenada la Notino, pentru că trebuie să schimb, să returnez un parfum. Nu știu dacă am parcat bine. Cred că asta e pentru locul de aici, în fine. Important e că nu mă purt pe nimeni cu parcat. But basically, this is product, it was developed, of course. You can see how, in terms of marketing, the product was developed. So now you will find a new graphic design Cetaphil on the way. What we are very proud of, and I told you that. Okay. Gata evenimentul. Am făcut o oprire până la mall. Pentru că mi-am comandat un parfum de pe Notino, ăsta, de la Lolita Lempicka, pe care l-am mai avut când eram mai mică, acum câțiva ani. Mi-a plăcut super, super mult și m-am bucurat să îl găsesc pe Notino. Însă, din păcate, nu funcționează. E stricată chestia asta și acum observ că și curge. Deci, pur și simplu, apăs și nu se întâmplă nimic. Am încercat să-i schimb chestia asta, dar nu e de la chestia asta. Problema e că chestia asta albă, oare fitil se numește? În fine, chestia asta țâșnitoarea lipsește de sus și din motivul ăsta nu se întâmplă nimic când apeși, pur și simplu curge, dar nu merge. Și am zis ok, hai măcar să încerc să-l pun într-o rezervă din aia de parfum pe care ți-o iei cu tine și aia e, umplu chestia aia și folosesc parfumul, dar nici asta nu funcționează, așa că am venit să îl returnez. Din păcate nu cred că îl mai au în magazin, așa că ori primesc altul, ori îmi returnează banii, deși eu aș vrea să primesc altul, pentru că de asta l-am comandat, pentru că îmi place cum miroase și îl voiam. Dar hai să vedem ce găsesc, care este soluția. Mă mai prim un pic în mall și pe urmă mă duc și eu acasă, pentru că și ieri și astăzi am umblat lelea. Dar ajung acasă și povestim mai multe. Gata, am fost și la mall, am lăsat parfumul la Notino și aștept să fiu contactată să-mi trimită altul. Și fata asta de aici, de la Notino, a fost super drăguță că mi-a zis că o să primiți unul care să nu fie stricat. Și a zis, știți că oricum e sigilat, nu ai de unde să știi dacă e stricat sau nu, aia e, se întâmplă. Și apropo de asta, că se întâmplă și la case mai mari, eu mi-am cumpărat și un parfum de la
Kilian acum 2 ani și pe lângă faptul că este un parfum scump, am avut problemă cu atomizatorul ăla, dar l-am schimbat, așa că se întâmplă și la case mai mari. Și am mai făcut ceva ce fac foarte, foarte, foarte rar, și anume să intru într-un magazin de haine, respectiv la Stradivarius, să îmi caut niște blugi și să și probez. Și mi-am dat două perechi de blugi și două tricouri, o să vi le arăt acasă. Și după ce am terminat turul ăsta, am văzut că s-a deschis un magazin cu specialități din Franța. Și când am văzut prețurile, mi-am dat seama că săracă. Pentru că o cutie de biscuiți era 335 de lei. Niște biscuiți. Ar trebui să fie ceva extraordinar, ceva out of this world. Și o cutie mai mică de biscuiți era 135 de lei. Și am zis, ok, hai că încă n-am ajuns să dau 135 de lei pe niște biscuiți, dar mă duc până la Mega, pentru că știu că e și aici ceva specialitate de biscuiți din Franța. Și mă duc să văd. Uite, ăștia sunt biscuiții. 48 de lei. Ok, hai să mai caut. Am ajuns și la raionul ăsta și o să iau o cafea din ăsta. Cafea instant. Una și Kinder Bueno. Uite că sunt și din astea așa, de gust. Și e una din asta mică. Că poate nu-mi plac și oricum nu sunt eu mare fan de biscuiți. Ah, da, uite, ăsta e cu lămâie. Hai că iau și un din ăsta. Gata, am ajuns și eu acasă. M-am liniștit puțin. Mi-am tras sufletul și m-am pus aici pe jos ca să vă mai povestesc câte un alta și să vă spun și ce am făcut ieri, pentru că ieri nu am filmat, dar era super frumos afară și am zis lui Andrei să ieșim pe afară, să ne plimbăm și am ajuns până pe Calea Victoriei, unde ne-am dus la localul ăla mexican Los Amantes. Am mâncat niște tacos delicioși, niște cartofi foarte buni și am avut o limonadă cu mango excelentă. Nu am avut o limonadă atât de bună vreodată și am profitat de venirea primăverii și ne-am plimbat, am ajuns acolo, bineînțeles că am ajuns și pe la Zebra Cat, unde era o coadă imensă, dar cu toate astea am stat să-mi iau un dragon fruit latte și chiar îi spuneam lui Andrei că de acum încolo tot așa o să fie, o să fie niște cozi foarte, foarte mari, dar partea bună este că livrează prin Taz sau prin Bolt. Așa că pot să evit cozile astea. Și de întors ne-am întors cu metroul și am intrat și până la promenada ca să iau parfumul pe care îl comandasem, pe care între timp l-am și returnat. Și cam asta a fost ziua de ieri. Pe de o parte îmi pare rău că nu am luat camera, pentru că am văzut o felul de clădiri și de chestii drăguțe prin jur. Am intrat și într-un magazin cu jucării, cu board games, am găsit și Tamagotchi, dar am stat puțin să mă gândesc dacă să iau, să nu iau și până la urmă nu l-am luat, dar magazinul se numește Red Goblin și l-am văzut la un moment dat la Mădălina într-un vlog și dacă tot eram pe acolo prin zonă, am zis hai să mergem să vedem și noi ce e pe acolo. E foarte mare și sunt tot felul de figurine, jocuri și articole din astea drăguțe. Mi se pare că e un magazin unde găsești chiar și cadouri pentru persoanele pasionate de board games, de jucării, nu știu, de Pokémon, de Jurassic Park și așa mai departe. Și astăzi am fost, după cum ați văzut, până în piață, după care m-am dus la eveniment. Am fost la un eveniment Cetaphil și vă spuneam că m-au chemat fetele de la BBM Cluj și m-am bucurat să le revăd după atâția ani, pentru că eu sunt de 6 ani în București și de atunci nu le-am mai văzut. Când eram în Cluj, mergeam la evenimente și ne vedeam mai des. Dar acum au venit ele cu ocazia acestui eveniment în București și ne-am și văzut. Și hai să intru mai întâi în acest
goodie bag cu care am plecat de la eveniment. Locația aia e pur și simplu superbă. Kong Herestrău este divin. Și o să intru în sacoșa asta, după care o să intru în celelalte colete pe care le-am primit săptămâna trecută și o să vă arăt și ce mi-am cumpărat din Stradivarius. Eu până acum nu am încercat produse de la Cetaphil, am văzut la fetele de pe YouTube din afară, am văzut și pe Instagram câteva postări, dar nu le-am încercat până acum și am aici o cremă de noapte. Daily Facial Cleanser, Combination to Oily Sensitive Skin, este un gel de curățare și de îndată ce termin ce am prin baie deschis, o să îl încerc și pe ăsta. Am aici și o cremă de față cu acid hialuronic și mai am aici câteva mostre. Oil Control Moisturizing SPF 30, asta este o cremă de față matifiantă cu SPF 30. Asta ce este? Gentle Skin Cleanser, asta este un gel de curățare. Asta este un Oily Skin Cleanser, tot un gel de curățare. Încă un gel de curățare. Din astea am câte două. Și mai am aici și Moisturizing Lotion. Asta este o loțiune de corp. Cred că e de corp. Ah, și mai am încă o cremă din asta, Oil Control Moisturizing SPF. Am și un bec din asta, antistres. Am și un catalog cu toate produsele și am aici și o agendă. We do skin, you do you. Și bineînțeles, pe lângă agendă am și un fix cu care să scriu în agendă dacă o să vreau să o folosesc. O să le pun pe astea înapoi, ca să nu le las împrăștiate pe aici. Și când o să vină momentul, o să încep să le și folosesc. Iar acum hai să trecem în coletele pe care le-am primit. Am aici cutter-ul. Și odată am un colet de la Geek & Gorgeous pentru că s-a lansat un balsam de machiant. Am văzut asta pe Instagram. Și produsele de la Geek & Gorgeous, în cazul în care nu le cunoașteți, să știți că sunt formulate extraordinar de bine și ajută la diferite probleme ale tenului. Și ăsta este cel mai recent, cel mai nou produs, Mighty Melt, este un balsam de machiant. Și mai am ceva. Și mai am și un Jelly Joker, pentru că după ce te demachiezi, fie că folosești un balsam de machiant, un ulei de machiant sau pur și simplu un demachiant, o apă micelară, e necesar să folosești și un gel de curățare. Apoi am aici o cutie superbă, vedeți că se și deschide, de la Benefit, pentru că Benefit a lansat o gamă de skincare, niște produse pentru îngrijirea tenului și am primit și eu două dintre produsele noi, Make Pore Decisions, Do More for Your Pores, See More from Your Skin. Și am aici un Good Cleanup Pore Purifying Foaming Cleanser, este un gel de curățare spumă. Iar ambalajul este superb, este din aluminiu și aici avem logo-ul firmei Laughter is the best cosmetic. Și în cel de-al doilea compartiment am o mască care se numește Speedy Smooth și este Quick Smoothing Pore Mask. Este o mască pentru curățarea porilor și văd că și ambalajul este tot așa din aluminiu. Și îmi place foarte, foarte mult cutia. Cu siguranță o să o folosesc, să îmi depozitez alte chestii în ea. Mi se pare foarte drăguță și culoarea și îmi place foarte mult cum se deschide.
Și ultimul colet de PR este de la Yves Rocher. Și am aici niște produse pentru îngrijirea părului. Nu-mi dau seama dacă s-au schimbat ambalajele sau s-au schimbat și formulele. Da, 2023, formule noi. Formule noi și ambalaje noi. Și astea sunt produsele care au ajuns la mine. O să trec rapid prin ele și o să vă zic și două, trei cuvinte despre produsele pe care le-am folosit până acum. Și am pus mâna pe serul ăsta fortifiant protector. Este un ser pe care îl aplici pe părul umed și îl folosești înainte să te usuci pe păr și vreau să vă spun că lasă părul atât de fin, atât de mătăsos, nu este încurcat. Mie mi-a plăcut foarte mult. Varianta anterioară era într-un ambalaj alb, dacă bine mi-amintesc, dar mi-a plăcut foarte mult, așa că mă bucur să îl găsesc în colet. Apoi am un oțet de smeură care arată așa și oferă strălucire părului. Fluid pentru strălucirea părului cu oțet de smeură. Și se aplică înainte de ultima clătire a părului, după care se clătește. Deci nu este un produs leave-in. Următorul produs din gama asta de îngrijire a părului de la Yves Rocher este masca asta Pure Detox și este pentru părul gras. Așa arată. Mai am aici o mască? Nu, este un balsam. Și pe asta l-am mai avut în urmă cu ceva timp și mi-a plăcut. Este un balsam pe care poți să îl folosești fie ca mască peste noapte, fie să folosești produsul ăsta ca pe o cremă pe care să ți-o pui în păr să îți protejeze părul. Și este un produs destinat părului uscat și deteriorat. Apoi mai am un, ce este? Ceva cu chestnut milk și este Detangling Milky Spray. Ok, ăsta este un spray pe care îl folosești pe părul umed, mă gândesc, și îți descurcă părul. Este tot un produs leave-in. Spray pentru descurcarea părului cu lapte de castane. Pulverizați pe părul uscat sau umed pe toată lungimea, nu plătiți. Și mai am aici un produs care este un șampon, Restoring Shampoo, și este pentru părul uscat și deteriorat. Și am aici și o perie de păr, o perie de păr pe care cred că o mai am, pentru că am mai primit la un moment dat acum în urmă cu câțiva ani un coleg din ăsta cu produse de păr și țin minte că era și o perie din asta de păr din lemn, ce nu știu dacă v-am spus, dar eu nu împieptăn părul. Gata, s-a băgat set în cutie, își face viața, nu trebuie să o rup, stai liniștit acolo. Așa, ai dat și sacoșa de la Stradivarius pe jos, stai bine? Hai că încap. Și hai să vedem ce am luat de la Stradivarius. Vă spuneam înainte, când am ieșit de la mall, că am făcut niște lucruri pe care le fac foarte, foarte, foarte rar. Mie nu-mi place să intru în magazine, să stau, să mă uit la haine. Mi se pare că sunt foarte multe haine și eu nu am răbdare să mă uit printre toate articolele să găsesc ceva, să cumpăr, ca să mai vorbesc de intrat în cabină, să mă dezbrac, să mă schimb, să încerc și așa mai departe. Dar am zis să intru în Stradivarius, să mă uit după niște blugi și am găsit. În urmă cu câțiva ani, când mă relaxam să merg în mall, pentru că am avut o perioadă în care eram obsedată de mall și cred că toate weekendurile mi le petreceam prin magazine, îmi cumpăram des blugi de la Stradivarius pentru că îmi place foarte mult materialul. Sunt niște blugi din aia țepeni, nu e un denim din ăsta elastic. Și am zis să intru acolo dacă vreau să-mi iau niște blugi și mi-am luat două perechi de blugi. Odată este varianta asta Mom Slim Fit
Și m-am bucurat că sunt întregi, nu sunt rupți. Și arată foarte bine. Cred că o să iau apoi să viară să inserez aici cel mai bine niște cadre, să vedeți cum vin. Mărimea pe care mi-am luat-o este mărimea mea, 36. Și mi-am mai cumpărat încă o pereche de pantaloni. De data asta nu sunt întregi, sunt rupți. Au tăietura asta aici pe cracul stâng. Și sunt din ăștia, cum se poartă acum, flare. Acum, flare vintage. Acum eu nu i-am cumpărat pentru că asta e moda, pentru că nu țin cont de modă, dar îmi plac foarte mult că sunt așa largi și dacă tot i-am văzut și e și materialul ăsta fain, am zis să îi iau chiar dacă sunt rupți. Mi se pare că e dificil să mai găsești în ziua de astăzi blugi care să nu fie rupți. Cei mai mulți sunt cu crăpături, cu tot felul de modele, cu tivul descusut și, mă rog, ce e la modă de câțiva ani încoace. Și în drum spre casa de marcat am văzut pe un stand niște tricouri. Cred că sunt cropped, dar o să văd cum sunt. Mi-a plăcut că sunt dintr-un material foarte fain și par așa lălui lungi. Ia să văd din ce sunt. Ah, 100% bumbac. Good deal. Și același tricou într-o nuanță de roz deschis. Așa arată și cam astea au fost cumpărăturile din mall, de la Stradivarius, un magazin în care nu am mai intrat de foarte mult timp să stau să caut și nici acum nu am stat foarte mult. Cred că în 5 minute maxim am fost gata cu schimbat, cu probat și cu cumpărat și uitat. Dar mă bucur că am găsit piesele astea și cam atât momentan, cam atât de aici, cam atât pe ziua de astăzi și cam atât cu acest vlog. O să închei vlogul aici, vreau să mă duc să îmi fac și un platou cu urdă, cu telemea, cu brânză de burduf roșii și ce am mai cumpărat azi dimineață din piață. Și după cum spuneam, eu închei vlogul aici. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, mă bucur dacă și astăzi am fost pe ecranele voastre. Și ne revedem cu următorul Ligustarii joi. Până atunci vă transmit toate gândurile bune, energie pozitivă. Pe mine mă găsiți și pe Instagram și dacă v-a plăcut acest clip, m-aș bucura dacă l-ați aprecia printr-un like. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu, dar vă uitați la vloguri și vă plac, m-aș bucura dacă v-ați și abonat. Ca să fiți la curent cu noutățile, cu vlogurile și cam atât. Vă mulțumesc și să aveți un început de săptămână minunat plin de energie pozitivă.